passato. Apriti camera. Asta e pasatul. Cum e? Ce fac, îl scot eu? Nu, stai, nu-l scoți. Poți să te duci să-l vezi. Mă rog, funda e mai ciungă. E în contact ea. Vezi, să nu dai cu... așa. Cum e? Înțelegi ceva din schimbătorul ăla? Hai de capul, mă. Ce e asta, mere? E schimbător de avion, Ioana. Zi-mă, pe bune, că... fără mișto, cu ăla de colezi. Cum schimb? Nu face nimic încă. O să-ți arăt eu când ieșim cu ea. Vrei să-ți o prezint? E automată. Da. E tare. E tare? Dă-i, trezește-te, ia-ți sutien, ia-ți, fă-ți părul. Bă, da, vezi că te prinde bine culoarea asta. Și cum a ieșit și frumos din ea. Oricum e a mea. Bă, da, e atașa lui mama. Ai un braț și pe mine, să zic că dacă mă iubești pe mine. Mă, și gândeam de ce nu scrie mie instructorul. Îmi zice lui mama, sunt băieți mulți în mașină, îmbracă. Vedeți, am făcut un prank că a venit instructorul. Cheamă doamne instructor, zic că a venit că vrea să vorbească ceva urgent cu tine. Și ea dormea. Haură, dar de ce nu mă sună pe mine, da? Hai să vă prezint mașina. Ați văzut și reacția surorii mele. Acum e timpul să vă prezint și vouă puțin mașinuța, pentru că încă nu știți despre ce e vorba. Pasionații probabil v-ați dat seama, e vorba de Volkswagen Polo, ok? Frumos, gri, cum îl vedem la exterior. Are farurile astea care mie îmi plac extrem de mult. Adică, dacă aș fi un necunoscător, aici în casă sunt niște faruri scumpe și nu știu cât costă, îmi dau un vibe de faruri scumpe, ok? Mașina arată foarte nouă. O să întrerup puțin clipul pentru că încă nu v-am spus că anul ăsta am niște planuri mari rău de tot. În momentul de față suntem 178.000 de oameni pe canalul ăsta. Până la finalul anului vreau să fim 475.000. Mai pe scurt am încercat să zic subtil că aș vrea și că aș aprecia enorm să te abonezi dacă îți place ceea ce fac. M-ar ajuta enorm de mult dacă ai apăsat butonul de like la acest clip, pentru că așa văd susținerea și doamne ăștia poate intră clipul ăsta în trending. Poți să lași un comentariu cu mașina pe care vrei tu să ți-o cumperi. Chiar sunt foarte curios ce gusturi aveți în ale mașinilor. Și pe viitor am niște proiecte în care sunteți incluși și voi, așa că dacă vreți să fiți la curent 100%, dați-mi un follow pe Instagram. Las cu continuarea videoclipului. Vopseaua pe ea e cea de fabrică. Mașina n-a avut niciun accident, pentru că știți că am verificat-o pe Car Vertical. Și dacă nu știți ce e Car Vertical, o să vă spun acum ce e Car Vertical. Cei mai mulți dintre voi deja știți, dar pentru cei ce nu știu, prin Car Vertical poți evita posibile țepe cu mașini. Nimănui nu i-ar plăcea să spargă o grămadă de bani pe o mașină care a fost daună totală, care are kilometrajul dat înapoi sau altele. Iar astăzi mi-au trimis niște prieteni două mașini să-mi dau cu părerea și le-am făcut cât un raport Car Vertical și am găsit asta. Da, din păcate, prima a fost daună totală, aici o și puteți vedea și ghiciți ce. Și a doua mașină a fost daună totală. Mie nu prea îmi place ce văd aici. Dacă vreți să beneficiați de un discount, aveți chiar acum pe ecran codulețul meu cu care primiți 20% reducere. Și chiar vă încurajez ca înainte să cumpărați o mașină să o verificați pe Car Vertical. Hai să trecem înapoi la clip. Da, și dacă vreți să salvați niște bunuți, aveți codulețul meu Robinet, cod de discount 20%. Mă rog, aici are o imperfecțiune. Avem o zgârietură, nu știu, e cu rugină, cu dalea pe acolo. Mă rog, e rău. Jantele, sincer, nu-mi plac. Ok, sunt astea de tablă, sunt astea basic. Trebuie să fac cumva să reușesc să pun alte jante pe mașina asta, pentru că, bă, o strică rău de tot. Iau foarte mult din farmec. Nu știu dacă ați văzut, dar suntem aici la Azuga. Minge, băieți, avem pârtie pline de schiuri. Sunt o grămadă de schiuri. Faptul că e în 4 și faptul că e automată, nu o să-l menționez, pentru că astea au fost unele din criteriile pe care trebuie să le respectăm ca să putem cumpăra mașina. De nașpa, fiți atenți. Avem interior, ok? Merge, e ok. Dar avem încălzire în scaune, rău. Și ia să vedem ce funcții nu mai avem. Îmi place foarte mult că ăsta e digital. Pasat e un pic mai jale cu bordul, dar aia e, mamă, m-am murdărit pe blugi. Mă rog, sistemul audio, nu știu ce sistem audio avem, dar nu-mi place iarăși nici navigația. Acum, nu vreau să ziceți că sunt hater mașină, pentru că o să vă spun și chestiile care îmi plac, pentru că dacă nu-mi plăcea mașina asta, nu o cumpăram. Și evident am încercat să fie cât mai puține chestii care nu-mi plac, mai multe care îmi plac ca să pot să o cumpăr. Navigația o să fie schimbată. Acum avem și un CD înăuntru cu niște piese foarte tare, a venit bonus. Mă, ce faci? Și mă, deschideam ușa să fac un dălă. Da, da. O tranziție de... ce mai avem aici? Nu știu ce opțiuni îmi lipsesc. Probabil să parchezi automat sau... ce tranziție ai făcut să mor eu? Cred că am fost cea mai proastă tranziție. Ușa mică. Nu puteam să intru pe ea. Aici cred că îmi lipsește asta de se parchează ea automat. Ce mai lipsește, mă, la mașina asta? Nu știu, că până acum le știam, acum nu mai știu nimic. Bă, mă enervează rău de tot cotiera asta, dacă vă interesează. Mi-a prins degetul. E foarte prost pusă. Nu știu, eu când dau drumul la frâna de mână, o să țin și frâna. Nu, că mă duc în vale, băieți, în spate e o vale, ok? Trebuie să fac asta și nu e ok. Mă deranjează, e rău. Navigația o să o schimbăm. Poate schimbăm și volanul, poate schimbăm și colantul la mașină. Ce ziceți? Nu știu, dacă facem 15.000 de like-uri, bă, mie mi se pare mult, dar poate facem, cine știe.
plasticul, plastic, ca măcar e moale, nu știu, cauciuc, habar n-am ce e, bă, încălzirea merge. Încălzirea e bună, ne place. Centurile, să nu vă așteptați să fie din alea cu nu știu ce cusături, cu nu știu ce culori, că până la urmă e vorba de un polo. Ce nu mai îmi place, mă? Ăsta e tare. Cu scaunele încălzite, pentru cei care v-ați uitat la vlogul trecut, am rezolvat, aparent avea mama ceva huse din astea de scaun care se încălzesc, care nu știu ce. O să le pun, o să le încerc și o să vă dau feedback probabil pe vlogul viitor. Ia ca spațiu așa, noi am mers 5 oameni în mașina asta, nu neapărat cu multe bagaje, dar am încăput, mie mi-a amorțit piciorul, dar e ok, încăpem. Ce-mi place iarăși sunt gurile astea de ventilație care arată frumos, chiar sunt drăguțe, au puțin aluminiu sau nu știu ce, bă, nu te mai jucăm ăla aia. Hai să-i punem și contactul. Unde cheia? Ha. Cheiuța, cheiuță, Volkswagen, ne place, bam. Avem sistem audio care se aude foarte bine, ia du-te din față să le arăți la băieți farurile. Ia prins poziția. Nu, ți s-a ars una. Bă bune, iar ai arsă pe stânga. Bă bune, iar ai arsă pe stânga. Ce faci? Nu e arsă. M-am enervat. Nu e? Nu, ți-am dat prank. Ce prost It's ești. It's just a prank. Nu știu dacă te-ai dat, dar bara în față, cred că am atins o bordură sau ceva și am zis, mă, cum am stricat și poziția. O să vă arăt. Frumos. Ia, fii atent, hai să uturăm un pic, du-te în spate, să audă băieți. Mă duc în râpă, unde vrei să mă duc? Da, da. Da, dă-i cum trebuie, ce faci? Dar n-am cum să dau un sport dacă schimb pe parc. Aici e limitată. Jură-te. Jură. Da, băieți, am aflat că e limitată mașina. Dă-o, dă-o în manual. Se duce mai mult. Dar ține piciorul pe frână, gen. Nu merge să o dau în manual când e pe parc. Păi dă mută de pe parc, gen. Păi mă duc în față, prostule. Bă, lasă-mă, mă, în pace. Mă rog, dar e mai mult să aude în față când o turezi, auzi. Motorul ăla care se aude. Pentru că avem un motor de 4.4 V8. Cum o deschid, mă? Nici mai mult, nici mai puțin de 450 de căluți puternici. Bine, mă, glumeam. V-ați prins și voi, 1.690 de cai, da? Tot merge, tot duce. Se simte ca un 4.4 la viteză mică. Sau când stă pe loc. Nu știu să vă zic, bă, de asta. Că eu pe tehnic nu mă prea pricep. Eu știu să vă zic că e frumoasă sau nu e frumoasă din punctul meu de vedere. Capacul e capac, antigelul e antigel. Da, mă, v-ați prins. Bun! Uitați, băieți, nici nu se vede pe filmare. A, ba da, aici. Nu știu cum am atins, nu știu ce am făcut, nu știu dacă am atins eu sau am atins altcineva, dar s-a întâmplat. Astea jantele urâte de care vă ziceam. Hai să vă arăt spațiu un portbagaj, mă rog, dacă nu o să cad în râpa asta. Portbagajul, care nu e neapărat foarte spațios. Domnul de la care am cumpărat mașina nu a avut capacul ăsta, gen nici el n-a primit-o când a luat mașina. Aici avem un ăsta de carton. Sugurez dacă avem roată de rezervă. Bă, cred că trebuie să avem. Ia ține de asta, bă. Ia uite-o! Tot kitul, kitul complet. Gata, mă, eu sunt fericit. Ai văzut? Am tot ce-mi treabă la mașina asta. Dă-te un pic să nu te lovesc sau să nu mă lovesc pe mine. Stopurile, stopuri. Avem geamuri electrice față, spate. Pot să le și blochez dacă vreau. Am comenzile astea aici. Am ăsta, am și încălzire în oglinzi pentru când sunt ele aburite. Așa arată bordul. Sistemul audio e top, îmi place. Adică chiar se aude tare. Ia să vedem. Mă rog, nu prea am cum să vă dau foarte multă muzică pentru că ne luăm copyright, sărăi, și nu vrem. Oglinda asta heliomată, cred că așa se cheamă. Bă, frumosul, mă. Cât despre spațiile de depozitare, avem acolo un buzunar, aici alt buzunar și în ușile de la spate alte buzunare care sunt mai micuțe. Mai avem torpedou, dar nu o să vă arăt ce aici, că e dezastru în el. Ce mai e nașpa, cup holderele sunt foarte băgate aici și e destul de greu să bagi o sticlă. Adică dacă e ceva pahar mare de la fast food, nu îți încape aici. Sunt și adânci, sunt și sub bord, nu știu, e foarte inconfortabil ăsta aici. Și acolo, dacă vedeți în spate, mai e ceva buzunar. Adică, ba da, ăsta e bunicel aici. Pui niște chei, pui ceva, riscul să-ți zornă în mers, dar n-are treabă. Mai avem un spațiu de depozitare în cotieră, portbagaj și aici. Aici n-avem. Aici, dacă ai opțiunea, ai un spațiu de depozitare în plus. Lumina e galbenă. Așa nu mare ce aș vrea să schimb la mașină, avem colant. Probabil o să schimbăm colantul, dar vreau să scrieți în comentarii ce culoare să facem mașina. Niște jante. Să pun, nu știu, maxim pe 18, pe 17, pe 19, ceva de genul. Cred că pe 17. La fond vreau să-i pun steluțe, ar fi tare. Aș vrea să-i pun navigație. Mă grăbesc puțin pentru că îmi moare bateria de la cameră. Poate al volan. Ce mai vreau să-i fac? Nu știu ce vreau să-i mai fac. S-o fac șmecher, îți dai seama. Tema voastră este să-mi scrieți pe Instagram, că acolo e cel mai bine. Să-mi dați un DM cu ce culoare vreți voi să fac mașina. Nu știu, ce culoare vă place vouă cel mai mult? Poate să-mi placă și mie, o să caut pe net, să mă joc prin Photoshop, să văd ce culoare face mașina.